În Ucraina, soția președintelui Elena Zelenskaya a primit rezultat pozitiv al testului pentru COVID-19. Potrivit cabinetului de presă al președintelui, prima doamnă se simte bine și nu are simptome ale bolii. Acum Elena Zelenskaya este în tratament ambulatoriu, izolată de ceilalți membri ai familiei. Președintele ucrainean și copiii săi au fost de asemenea testați, rezultatele lor fiind negative. Nu se cunoaște unde și când s-ar fi putut produce infecția, însă este efectuată o investigație epidemiologică. Toate persoanele de contact sunt informate imediat despre riscul potențial de infecție. În Ucraina, numărul celor infectați a ajuns la aproape 30.000, iar cel al morților la 870 de persoane.